Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit ca de obicei să ne ridicăm în picioare și... Nu ca de obicei, ci cu respect, cu reverență, să dăm ascultare Cuvântului Dumnezeu, Efeseni, capitolul 6, voi citi 4 versete aici, versete de altfel cunoscute. Efeseni 6, capitolul și versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Veniți să ocupați locurile. Porunca aceasta este și a 10-a poruncă din Decalog, Exodul, capitolul 20, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Este poruncă din Vechiul Testament, este repetată de Domnul Iisus, repetată de apostoli. Și lucrul acesta înseamnă că are valabilitate și astăzi. A rămas neschimbat acest lucru și Dumnezeu dorește și astăzi, de la copii, să-și cinstească părinții. Amin. Este o zi de binecuvântare de copii și obișnuim, măcar o dată pe lună, să fie un mesaj special în direcția aceasta, în direcția familiilor, în direcția relațiilor dintre copii și părinți, părinți și copii, între frați și alte sfaturi de felul acesta. Și mă rog ca și în seara aceasta să fie câteva învățături pentru binele nostru spiritual și Domnul să le dea înțelepciune. Avem nevoie pentru că, așa cum am observat, din ce în ce mai rapid, lucrurile se schimbă în jurul nostru și dacă un an în urmă era oarecum jenant să folosești anumite expresii ca să fie mai clare și mai pe înțeles, acum ne sunt servite pe tavă. Și am observat că tăvălugul acesta care s-a pornit al imoralității nu mai poate fi oprit și înaintează cu foarte mare rapiditate. De aceea este important ca biserică, ca familii creștine să fim ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem ancorați în principiile Scripturii și să putem cu ajutorul lui Dumnezeu să ținem piept astfel, la astfel de valuri și la toate presiunile care vor fi din afară. De aceea trebuie să ne creăm un mediu al nostru, anumite condiții ca să putem rezista presiunilor din afară. Și Domnul să ne dea putere la aceasta. Spuneam că este o poruncă care sună din ce în ce mai strană. Am observat că de mult nu s-a mai predicat direcția aceasta, copiii să-și cinstească părinții, pentru că ne-am preocupat și, într-un mod, zic eu, destul de corect, în ultimul timp, având în vedere evenimentele care s-au întâmplat în Europa, în țara noastră, sau în mod special cu poporul român, ne-am preocupat de raportul care trebuie să fie între, mai mult din partea părinților spre copii, care ar trebui să fie atitudinea noastră în educarea lor, în disciplinarea lor și alte lucruri de felul acesta, în învățarea lor, în sfătuirea lor. Și nu s-a mai vorbit despre faptul că copiii noștri sau copiii în general trebuie să-și respecte, trebuie să-și cinstească părinții. Și în seara aceasta vreau să mă adresez copiilor. Cred că mulți sau cea mai mare parte dintre noi suntem copii. O voi adresa atât familiștilor cât celor care încă nu au familia lor și sunt sub autoritatea părinților. Și Domnul să ne binecuvinteze. Știți cu toții că meseria de părinte nu are pauze. Este o meserie frumoasă, dar același timp foarte, care necesită foarte multă jertfă, foarte multă dăruire de sine, foarte multă rugăciune, foarte multă renunțare. Dar spuneam că este și o meserie frumoasă și Domnul să binecuvinteze părinții din biserica aceasta. Să fim realiști, paradisul a fost pierdut. Cine se așteaptă la familii perfecte și dacă muncești din plin și ți-ai dat toată silința și ai făcut promisiuni înaintea Domnului să pui în aplicare anumite principii și ai văzut că ai eșuat, încurajați-te cu gândul acesta că nu există familie perfectă. Chiar Eva avea și era într-o condiție, se spune, de perfecțiune. Era în paradis acolo și tot nemulțumit a fost. A dorit ceva mai mult. Nu este rău că ne dorim ca familiile noastre să fie familii bune. Dar dacă ai eșuat și ai rămas pe loc, într-o stagnare, datorită faptului că ai văzut că nu funcționează anumite lucruri, te încurajez în această seară să mergem mai departe,
plin de curaj, plin de credință. Te încurajez în continuare să insiști cu aplicarea cuvântului și principiului lui Dumnezeu în familia ta. Și Domnul să te întărească. Expresii de genul: de ce vă bateți? Sau vreți bătaie? Vă dau eu bătaie. Sau fă-ți curat în cameră. Uite cum arată camera ta. De ce nu mănânci ce spun în față? Sunt copii în Africa care n-au ce mânca și acum avem și tehnologia. Imediat îi arăți pe smartphone o imagine de un copil din Africa, subnutrit. De ce îți spun să faci așa? Pentru că îți spun eu. Ce trebuie să o faci? Mă înveți tu pe mine? Eu nu m-am născut ieri. Eu ca tine am fost, tu ca mine încă n-ai fost. Învață ouă pe găină? Vă sunt familiare expresiile acestea. Le auzim frecvent, sunt ecouri din familiile noastre. Te regăsești măcar în vreuna din ele ca și copil care le auzi, ca și părinte care le rostești? Dacă te regăsești, ești un părinte. Dacă te regăsești în toate, cum spunea cineva, e bine să-ți iei o pauză, o vacanță, că ai nevoie. De multe ori ne plictisim și tindem să renunțăm. Renunțăm să mai luptăm, renunțăm să mai urmărim principiile Scripturii, pentru că observăm că parcă nu se lipește. Parcă ceea ce încercăm să punem în practică, totul eșuează. Totul eșuează. Haideți să începem cu partea care se cuvine copiilor. Ce trebuie să facă copiii? Am spus că copiii trebuie să-și cinstească părinții. Cred că nu este dificil și dacă ar trebui să întreb un copil, probabil își dă seama, dacă are o anumită vârstă, ce înseamnă cinstirea părinților. Dacă nu, vă spun eu în seara aceasta, cinstirea părinților, în primul rând, înseamnă respect față de părinți. Observați un alt cuvânt care începe să dispară. Dispare din limbaj, dispare din atitudinile copiilor față de părinți. Dar noi trebuie să continuăm să învățăm lucrul acesta. Copiii trebuie să-și cinstească părinții. Copiii trebuie să respecte părinții. Hai să vedem un verset din Leviticul, capitolul 19. Versetul 3 era în contextul în care Dumnezeu vorbea despre sfințenie. Spune așa, capitolul 19, versetul 3. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Observați? Prima mare poruncă. Vorbește întregii adunarea copilului Israel și spune-le: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Și apoi, fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său. De ce este așa de important lucrul acesta? Nu v-ați pus întrebarea? Știu că împlinirea acestei porunci sau porunca aceasta este urmată de o făgăduință. Dar nu știu pe cât mai interesează lucrul acesta. Și dacă ne-am gândit doar la o viață lungă pe acest pământ, nu dă tare multe satisfacții pentru unii. Nu se merită, am spune noi. Dar este una dintre poruncile reversibile ale Sfintelor Scripturi. Dacă în viață mi-am cinstit părinții și îmi cinstesc părinții, voi avea parte la rândul meu de cinste și respect. Dacă în viața mea nu mi-am respectat și nu mi-am cinstit părinții, voi avea parte de astfel de surprize negative. Și acum, pentru că am spus că sunt și dintre familiști, mulți copii aici, vă să amintesc o cântare pe care o cântăm noi uneori, nu la mormânt, să ducem florile părinților, sau nu după ce nu mai este în viață să le arătăm respectul. Respectul trebuie arătat atât timp cât ei sunt în viață. Și Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Cinstea față de părinți înseamnă să nu-i disprețuiești. Stăm sau stau copiii zi de zi cu părinții în casă și încep să observe anumite lucruri negative. Le observă slăbiciunile. Și văd din ce în ce mai mult tendința aceasta a copiilor de a disprețui părinții. De a povesti anumite anecdote sau anumite lucruri, întâmplări din casa părinților, ca să pună într-o umbră negativă pe părintele său. Să-și disprețuiască părinții. Și lucrul acesta nu place Domnului. Lui Dumnezeu nu-i place să ne cinstim părinții, să-i disprețuim. Sunt câteva îndemnuri foarte aspre în cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedeți cum judeca Dumnezeu în timpul acela necinstea față de părinți. Exodul, capitolul 21, versetul 15, spune așa: cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Și un exemplu de lipsă de respect sau lipsă de a cinsti părinții înseamnă să-i lovești. Și veți spune că lucrul acesta este prea de tot, dar nu este prea de tot. Pentru că sunt copii care își lovesc părinții. Sunt copii care își bat părinții. Și lucrul acesta în Vechiul Testament era aspru judecat de Dumnezeu și spunea: cine își va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.
Versetul 17, o altă formă de lipsă de respect. Cineva blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Adică să folosești cuvinte dure. Să-i faci urări sub formă de blestem părintelui. Și în general lucrul acesta se întâlnește la partea adolescenților sau în perioada dificilă înainte de căsătorie. Și lucrul acesta de asemenea era pedepsit cu moartea. Mai este o formă de a lipsei de respect sau al disprețului în Matei, capitolul 15. De data aceasta, Domnul Iisus citează niște versete din Vechiul Testament și spune așa: Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Și vorbirea de rău era pedepsită cu moartea. Privind la atitudinea noastră, mă strânge în spate, pentru că știu care era dorința și care rămâne dorința lui Dumnezeu pentru copii și pentru părinți. Ca și copii trebuie să ne respectăm părinții, trebuie să nu îi lipsim de respect prin vorbirea de rău, prin a-i blestema sau forma cea mai poate urâtă, prin a-i lovi. Deși asta și m-am gândit de multe ori, lovim cu vorba mai tare decât cu fapta. Dumnezeu atitudinile acestea le pedepsea. În Vechiul Testament trebuiau pedepsite cu moartea. În zilele noastre nu mai sunt pedepsite cu moartea. Dar atitudinea rămâne la fel de gravă înaintea lui Dumnezeu. De aceea, cred că suntem înțelepți în direcția aceasta, Dumnezeu să ne ajute să ne cinstim părinții. De asemenea, lipsa de respect poate fi printr-un limbaj neadecvat. Eu știu că trăim într-o cultură diferită în care este încurajat atitudinea aceasta tu per tu, adică să te adresezi unei persoane, ce știu, tu ești un puștan de 8 ani și te adresezi unei persoane de 60 de ani cu tu sau fără nicio problemă, dar eu încă insist în direcția aceasta, eu cred încă trebuie să existe și un respect și în direcția aceasta. Chiar dacă la școală peste tot sunt învățați așa și personal, am avut un frate păstor în casă, imediat după ce am dat învățătură copiilor mei că trebuie să vorbească cu dumneavoastră, imediat le-a spus că tu trebuie să-mi spui tu mie, pentru că eu vreau să te am prieten, dar nu cred că atitudinea aceasta duce spre o prietenie, ci mai degrabă aduce la un fel de lipsă de respect, un fel de atitudine negativă în direcția celor mai în vârstă, în direcția celor care trebuie respectați. Cred că și din limbaj, cred că și din atitudinile, expresiile noastre se poate citi lipsa sau respectul pe care îl datorăm părinților noștri. În primul rând, Dumnezeu ne cere să ne cinstim părinții. Și asta este poruncă valabilă care rămâne întotdeauna și va rămâne. Să dăm valoare părinților noștri. Exact cum spuneam dimineață, valoarea pe care le dă Dumnezeu. Dacă vezi slăbiciuni în părinții tăi, dacă vezi lucruri care nu sunt plăcute și stau de vorbă cu tineri, cu familii tinere și observă lucruri negative în viața părinților, ajungi la o anumită vârstă, la o anumită maturitate și văd slăbiciuni în ei. Și este tendința aceasta de a-i judeca, de a-i disprețui într-un fel. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Așa cum Dumnezeu acceptă pe fiecare dintre noi. La fel noi trebuie să acceptăm, trebuie să iubim, trebuie să le arătăm respect toată viața. A doua atitudine pe care trebuie să o aibă copiii față de părinți trebuie să fie, de fapt, nu poate exista respect, cinstire, fără dragoste, fără afecțiune. Cred că copiii trebuie să-și iubească părinții și veți spune, dar lucrul acesta e aproape natural. E natural până la o anumită vârstă. Dar după aia, știți care e cuvântul cel mai dur pe care copiii îl adresează părinților? Nu te mai iubesc. Nu te mai iubesc. Nu mai vreau să aud de tine. Și nici tu nu mă iubești. Cam astea sunt discuțiile. În jurul acestor expresii se învârt discuțiile copiilor. Știți de ce? Pentru că nevoia cea mai mare pe care o are un părinte este să fie respectat de copilul său și nevoia cea mai mare pe care o are un copil este să fie iubit de părintele său. Și de aceea de multe ori vom auzi expresii de felul acesta. Părintele spune, nu mă respectă. Acum i-am spus lucrul acesta și acum face parcă împotrivă. Nu mă respectă. De multe ori anumite situații și suntem ca și părinți puși în anumite ipostaze, chiar și în biserică am văzut, când vrei să disciplinezi copilul și parcă mai rău îți face, știind că este în public. Și poate a profitat de aceste momente. Și tu percepi lucrul acesta ca o lipsă de respect. Iar regulile, poruncile noastre sau ceea ce am subliniat adineauri, expresiile noastre de a încerca să-i învățăm, să le arătăm calea dreaptă. De multe ori sunt percepute exact ca o lipsă de dragoste și numai porunci, numai comenzi pe care nu știu cum să le așeze în mintea lor. Al doilea lucru, spuneam, este dragostea. Copiii trebuie să iubească, trebuie să poarte de grijă părinților lor. Și aici cred că este mai mult în direcția celor care suntem familiști.
Știți că Apostolul Pavel folosește niște cuvinte destul de dure în 1 Timotei, capitolul 5, în direcția aceasta a grijii față de părinți. Capitolul 5, cu versetul 4, spune așa: dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, acestea să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înainte lui Dumnezeu. Să arăți recunoștință, afecțiune, să răsplătești ostenia la părinților, este un lucru plăcut înainte Domnului. Și apoi, cuvântul mai aspru din versetul 8, dacă nu poartă ceva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne învață că noi trebuie să ne respectăm părinții și că trebuie să le arătăm afecțiune. Afecțiunea de multe ori înseamnă și o îmbrățișare. Afecțiunea înseamnă și o sărutare sfântă. Vă să aminte de Iosif, când s-a întâlnit cu Iacov după o perioadă așa de îndelungată de timp, când a trimis care să fie adus Iacov în Egipt și n-a mai așteptat să ajungă Iacov la el. Și întâmpinarea a fugit, i-a sărit pe grumaz și au plâns, s-au bucurat împreună. Afecțiunea copilului față de părinte înseamnă și astfel de gesturi. O îmbrățișare, un sărut sfânt. Mi-aduc aminte ca și tânăr, înainte să mă căsătoresc, cel mai mișcat eram, nu știu, parcă anumit se predica la binecuvântare de copii în direcția aceasta. Și majoritatea predicatorilor loveau în direcția aceasta tinerilor, eram biserici tinere, aproape toți veneam la 18-20 de ani și nu eram căsătoriți și ni se spunea: de când ai mai vorbit cu tatăl tău, cu mama ta acasă? Pune mâna pe telefon, spune o vorbă de apreciere, rostește un cuvânt. Aici ne lovea, era punctul nostru sensibil. Ne dădeam seama că suntem așa deficitari în lucrul acesta. Respect și afecțiune. Asta cere Dumnezeu de la copii față de părinți. Și Domnul să ne ajute să nu ne fie rușine cu părinți. Știți că pruncii noștri, până la o anumită vârstă, sunt foarte mândri, de, în general, de tații lor. Sunt foarte mândri. Se mândresc la școală că tatăl meu e cel mai puternic, tatăl meu e cel mai bun. Eu nu știu dumneavoastră, dar eu îmi inventam anumite lucruri, dar vreau să scot în evidență cât de puternic tatăl meu. Și îmi vați aminte expresia aceea: tatăl meu a făcut 5 ani de karate, a făcut... Spunea multe minciuni, dar ca să scot în evidență cât e de bun el și cât de puternic tatăl meu. Numai că încet, încet lucrurile acestea încep să se piardă și observăm slăbiciuni în părinții noștri și ajungem o vârstă de la adolescență până încolo la liceu, când începe să ne fie rușine de părinții noștri. Și am încercat să evităm să se afle cumva că sunt părinții noștri. Parcă nu ne mai place așa să ne lăudăm cu tatăl nostru. Parte din cinstirea părinților este și aceasta. Să nu-ți fie rușine cu părinții tăi. Sunt bătrân, sunt părinții tăi. Domnul să-i binecuvinteze. Să nu-ți fie rușine să iei cu tine oriunde merge. Am auzit expresii și părinți care au rămas foarte îndurerați pentru că nu au fost duși în anumite locuri publice din cauza că fiii lor se rușinau cu ei. Erau îmbrăcați într-un mod neadecvat sau din cauza vârstei lor nu putea să-i reprezinte, să fie alături de ei. Este un lucru foarte dureros. Dumnezeu să ne ajute ca toată viața noastră, cât vom avea viață pe acest pământ, să reușim să ne cinstim părinții. Noi vrem și pretindem de la copiii noștri și suntem foarte exigenți că trebuie să ne arate respectul, dragostea și știm să le dăm lecții. Dar ei copii și văd felul în care ne purtăm și noi la rândul nostru cu părinții noștri. Și Domnul să le dea înțelepciune în privința aceasta. Apoi un alt lucru care este cerut copiilor este ascultarea. Ascultarea este poate lucru care l-am fi pus primul. Deuteronom, capitolul 21, versetul 18, spune așa: dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânilor cetății lui: iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Interesant. Din nou, o formă foarte dură și aspră. Atunci când copilul este neascultător și a încercat toate metodele pe care le-ai știut tu, învățându-l, sfătuindu-l, mostrându-l, pedepsându-l și n-ascultă, du-te și spune bisericii. Nu se mai procedează în lucrurile acestea așa, dar eu le-aș traduce altfel. Cred că sunt momente în care trebuie să cerem ajutor și consiliere în direcția aceasta. Cred că sunt momente în care trebuie să ne vulnerabilizăm și să apelăm la ajutorul unui slujitor, la ajutorul cuiva care ne poate fi de folos în anumite situații. Atunci când nu mai știi ce să faci, când un anumit sau un prunc de-a tău
nu mai știi, nu mai știi cum să procedezi cu el. Cere ajutorul cuiva. Nu rămâne în starea aceasta, nu-l te izola, nu încerca să te îndepărtezi de el. Cere ajutorul și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Copiii trebuie să asculte de părinții săi. De asemenea, este un alt exemplu și este foarte citat, nu mai citesc, exemplul lui Eli și al fiilor săi. Află că fiii săi trăiesc în imoralitate, imoralitate spirituală și imoralitate fizică la casa Domnului. Și nu e o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Pe baza cuvântului care l-am citit adineauri, trebuia să-și ia fiii, să-i aducă în fața cetății. Și să mustre și să spună că păcatul acela sau lucrul acela este păcătos și este rușinos. Pe când Eli face o mustrare destul de blândă și fără un interes deosebit în direcția aceasta. Copiii trebuie să asculte de Dumnezeu și întrebarea de multe ori se naște, dar până când trebuie să asculte Dumnezeu? Și sunt doar două limitări pe care le pune Scriptura. Una dintre limitări este atunci când încalci autoritatea divină. Trebuie să asculți de părinți până atunci când ei spun ceva care nu este după principiul Scripturii. Dar lucrul acesta cred și sper că, mulțumită lui Dumnezeu, în biserica noastră nu se întâmplă lucrul acesta. Dar dacă părintele tău îți cere ceva care este în afara Scripturii, Scriptura îți dă voie acolo să n-asculți. Și mai este o limitare. Atunci când te căsătorești. Atunci când te căsătorești, nu mai este... Nu ești de sub ascultarea aceasta pe care trebuie să aibă copiii atât timp cât sunt sub autoritatea părinților. Dar cinstirea trebuie să rămână toată viața. Și Domnul să ne ajute lucrul acesta. Nu? Sunt destul de simple poruncile acestea. Dar sunt așa de greu de pus în practică. Dar cred că Dumnezeu poate să ne ajute în direcția aceasta. Acum, dacă noi cerem lucrurile acestea de la părinți și pretindem că părinții trebuie să cinstească părinții copiii, care ar trebui să fie sau ce ar trebui să le oferim noi ca și părinți? Și cred că lucrul esențial și principal este un model de trăire. Nu putem pretinde ca ei să ne copie atitudinile, lucrurile bune din viața noastră dacă nu suntem un model în direcția aceasta. Dacă nu trăim o viață în care să arătăm că ceea ce spunem este în coerență cu ceea ce facem. Sunt două versete interesante în direcția părinților. Unul l-am citit deja din Efeseni, capitolul 6. Și spune Apostolul Pavel să nu întărâtăm la mânie pe copiii noștri. Și apoi în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 21, spune: părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Sunt două atitudini sau două lucruri prin care noi ca părinți putem greși în viața copiilor noștri. Putem să-i întărâtăm la mânie. Și lucrul acesta știi că poate duce la anumite lucruri negative în viața lor, până la dezastre și ravagii. Și apoi poate să-i aducem într-o situație în care să-și piardă nădejdea. Să-i vezi așa că parcă își lasă umerii jos și descurajați, că nu mai este oferită nicio soluție, că nu mai au nicio speranță. Și amândouă aceste atitudini, din cauza neglijenței noastre, întărtarea la mânie poate fi de mai multe feluri. Nu vreau să insist pe lucrul acesta, dar prin atitudinile noastre, și întărtându-i la mânie, putem face ori să-și piardă nădejdea, ori putem să-i punem în situație să facă lucruri negative în viața lor. Și Dumnezeu ne cere în privința aceasta, părinților, să fim un model de viață. Cel mai urât lucru pe care, sau un lucru care nu-l suportă la părinți copii este acesta. Când aud că trebuie să facă ceva și când încercăm să le spunem și de multe ori foarte serios și foarte predicativ așa, anumite lucruri să le facă și apoi în viața noastră lipsesc. Sau în viața noastră demonstrăm contrariul. Asta e o întărtare la mânie și o pierdere a nădejdei. Lipsa povestirii în casa noastră, casa fiecăruia dintre noi, lipsa povestirii a experiențelor cu Dumnezeu, a lucrărilor lui Dumnezeu, toate lucrurile acestea ajung să facă pe copii să-și piardă nădejdea. Este foarte important să fim atenți la aceasta. Un model în viața noastră. Apoi dacă eu acționez învățând copilul sau mostrându-l cu mânie, eu nu-i dau un bun exemplu ca el la rândul lui să reacționeze. Am citit o carte în direcția aceasta a mâniei care poate distruge viața unui copil. Și de multe ori, vinovat este părintele. Noi avem o atitudine destul de greșită atunci când ne este călcat eul nostru, când este afectat egoul nostru, ne mâniem și este un amestec de dreptate. Am vrea să fim drepți și corecți după principiul lui Dumnezeu, dar suntem și supărați din cauza că n-am fost respectați sau nu s-a încălcat anumite lucruri pe care firea noastră pământească le vroia în anumită ordine. Și atunci acționăm. Și atunci când acționăm la mânie.
Și Biblia mustră astfel de atitudine. Să nu pedepsim, să nu mustrăm, să nu învățăm copiii cu mânie. Și spunea cartea aceasta că atitudinea aceasta nu face altceva decât să implementeze mintea copilului că de fiecare dată în situațiile dificile el trebuie să reacționeze în același mod. Adică, un exemplu practic. Copilul meu încalcă un ordin pe care l-am dat și noi de obicei vrem ca la al doilea ordin el deja să-l execute. Când de fapt Domnul ne vorbește nouă de zeci de ori și are răbdare cu noi. Dar asta e o paranteză. La al doilea ordin, dacă el a încărcat ordinul nostru și începe să se ridice sângele în noi și acționăm la mânie, ce știu eu, scăpându-i o palmă sau dându-i o pedeapsă foarte aspră, copilul acesta vede că atunci când se mânie, când trebuie să se mânie, trebuie să reacționeze într-un mod violent. Și el o va face, dar tu îl vei pedepsi din nou. Pentru că dacă îți va răspunde urât sau va face cum ai făcut tu, să lovească, îl vei pedepsi din nou. Și el în subconștientul lui va învăța că trebuie să se mânie, n-are voie să reacționeze acum, pentru că își va primi o porție dublă. Dar el la școală, la biserică sau în alte locuri va ști să reacționeze prin violență. Asta îl învăț eu. De fiecare dată când este o situație dificilă și atunci când eu țip la el sau îl lovesc, eu fără să vreau îl învăț că la mânie trebuie să reacționez prin violență verbală sau violență fizică. De aceea Biblia este foarte insistentă în direcția aceasta, să nu fim mânioși atunci când ne disciplinăm copiii. Dacă pot să-i las o comoară de moștenire copilului meu, pe lângă casele care, sau lucrurile materiale care încercăm să le dăm noi, dacă vrei să-i lăsăm o adevărată comoară, asta trebuie să lucrăm în inima copilului și în viața copilului. Să știe cum să reacționeze la mânie și este lucru mare. Să crește un copil care să ajungă la 20 ceva de ani, la 30 de ani, să nu fie violent, să nu-și bată femeia în casă, să nu-și bată copiii ca un bezmetic. Lucrurile acestea le putem învăța încă de mici în viața copiilor noștri. Dar dacă noi la rândul nostru îi batem și îi agresăm verbal, asta vor înțelege. Asta vor înțelege. Sau alți copii se manifestă prin alte feluri. Și spunea cartea mai departe, un psiholog creștin, ce știu eu, se scapă în pat sau are fel și fel de reacții emotive. Pentru că noi nu știm să învățăm copiii cum să reacționeze la mânie. E normal să te mânie și copilul se mânie. Dar dacă eu sunt mai mânios ca el și reacționez într-un mod negativ, eu nu-l învăț bine. Dar dacă eu îi învăț cum trebuie să-și înfrâneze mânia, cum trebuie să reacționeze la mânie, asta e un mare dar pe care putem să-l lăsăm copiilor noștri. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, ce putem să oferim copiilor noștri este să le oferim grija și preocuparea noastră. Asta înseamnă pentru ei să iubești. Se pare că am mai povestit în locul acesta despre întâmplarea aceea cu un tată foarte ocupat. El era un parlamentar și era ocupat toată ziua, totdeauna la costum. Și într-o sâmbătă avea un timp liber și la insistența fiului său, care și-a dorit să meargă odată cu el la pescuit. Și a făcut timp, chipurile, și a mers cu el la pescuit. A fost o zi nereușită din punctul lui de vedere. Nu au prins nimic. A fost o zi în care nici nu și-au vorbit mult. El era cu gândul la afacerile sale, la politica lui. Au plecat acasă după acea zi și fiecare și-a scris un gând în jurnalul lui. Omul a scris una dintre cele mai nereușite și fără sens zile din viața mea. Și copilul a scris una din cele mai frumoase zile din viața mea. Azi am fost și asta cu tata. Este foarte important să ne facem timp, să ne preocupăm de copiii noștri, să petrecem timp cu ei. Asta înseamnă că le arătăm dragoste. Am auzit ieri sau alaltă, povesteam cu cineva, reacția unei tinere, unei fetițe la 14 ani, când era, îi se atragea atenția asupra unui lucru greșit care îl făcea, nu mai rețin ce, ceva de machiaj. Și i s-a spus, ai grijă că dacă te vede tata, tata nici mă bagă seama. Tata nici nu știe că există. Eu știu că copiii tind să exagereze și îi tind să le înflorească. Că dacă nu-i dai mașinuța preferată, îți va spune că tata nu mă iubește. Totdeauna va spune așa. Și știu că este tendința aceasta, dar este strigătul din inima lor atunci când nu au afecțiune din partea părintelui. Este strigătul din inima lor atunci când părinții care îi dau un set de reguli sunt distanți și foarte depărtați din punct de vedere emotiv de ei. Dacă suntem preocupați și dacă le dăruim afecțiune, dacă le dăruim timp, pentru ei asta este un lucru extraordinar. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ținerea promisiunii.
Este un alt lucru care putem să-l oferim copiilor noștri. Dacă nu pot să-mi țin promisiunea, este mai onest să-i spun: îmi pare rău, am făcut o promisiune fără să-mi dau seama. Te rog să mă ierți. Vi s-a întâmplat să vă cereți iertare la copii? Nu e un lucru josnic. Dacă am greșit, nu e un lucru rău să cerem iertare la copii. Am promis ceva, îmi pare rău, nu pot să-mi țin promisiunea. Decât să promitem și să nu facem lucrurile. Sunt foarte, foarte atenți la lucrul acesta. Și se vorbea și de dimineață. Toată Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, rotește în jurul promisiunilor lui Dumnezeu. Spunea și dimineață cât e de important să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu și noi vom spune copiilor mai târziu și vor auzi de la voi că e important să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Dar eu în casă mi-am încălcat promisiunile. Trebuie să fim responsabili în direcția aceasta. Noi aici vom spune, vom specifica totdeauna și se va specifica că omul nu este credincios în ceea ce promite. Singurul credincios este Dumnezeu. Dar el va învăța din familie. Imaginea aceasta, fiul tată. Și tată este foarte responsabil în direcția aceasta. Cuvântul lui contează foarte mult. Dacă a făcut o promisiune să o ține, dacă nu poți să o respect, hai să fim onești. Nu mai poți să respect. Te rog să mă ierți, am făcut o promisiune, nu mai reușesc. Este mult mai bine decât să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic și să sperăm copilul nostru va uita. Apoi, un ultimul lucru pe care a trebuit să îl acordăm copiilor noștri, care ne cere Dumnezeu pentru copiii noștri și ăsta este lucrul cel mai, care nu ne convine, dar face parte din planul lui Dumnezeu, este pedepsirea sau disciplinarea. Este tot un semn al dragostei. Faptul că tu îți disciplinezi copilul, am învățat din Scriptură și din Proverbe, este plin. Sunt foarte multe versete în direcția aceasta, că dacă tu îți iubești copilul cu adevărat, va trebui să ajungi la disciplinare. În Evrei, capitolul 12, avem și în direcția aceasta un verset, faptul 3 versete aici, spune așa versetul 9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că ce e în adevăr, adică părinții pământești, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine? Eu înțeleg din versetul acesta că nu de fiecare dată părinții pedepseau bine. E cum credeau ei mai bine. Și de multe ori greșeam. Aici se scoate în evidență pedepsirea lui Dumnezeu, care totdeauna are în spatele ei o motivație curată de ridicare, de rezolvare a problemei. Noi de multe ori greșim în pedepsirea noastră și în loc să ridicăm mai mult, rău facem. Dar ca și părinți, pentru că iubim, considerăm de fiecare dată că ceea ce am făcut, a făcut spre binele lor. Și căutăm să ne îndreptăm, să ne corectăm. În așa fel că disciplinarea noastră, pedepsirea noastră, să fie pentru ridicarea Lui, pentru învățarea Lui, pentru corectarea Lui. Și disciplinarea aceasta porește în primul rând de la câteva reguli clare, de la câteva reguli drepte și rămâi surprins de multe ori că în familiile creștine lipsește învățătura aceasta. Nu avem reguli clare și foarte mulți spun, dar nu e nevoie de așa de multe reguli și principii. Dar eu cred din toată inima că regulile acestea morale, principiile acestea morale, sau cum sunt numiți în lume cei 7 ani de acasă, lucrurile acestea trebuie să insistăm, să le spunem copiilor noștri. Și acestea de multe ori sunt legate de expresia acestea, dacă, atunci, cauză, efect. Dacă vei face așa, atunci vei face așa. Și învățăm pe copiii noștri, dacă îți respecti aproapele, dacă știi să saluți, atunci se va întoarce un salut frumos. Atunci se va întoarce binele. Dacă faci lucrul acesta, atunci se va întâmpla lucrul acesta. Dacă deschizi un sertar, după aceea închide-l. Dacă mănânci la masă, după aceea strângeți masa. Nu? Cam astea sunt regulile în casele noastre. Și este foarte bine să învățăm regulile acestea pe copii. Să fie reguli clare și concise și să nu ne abatem, repet, ca și părinți de la ele. Apoi sunt câteva reguli nenegociabile. Și acestea sunt legile morale. Aici nu putem negocia cu ele. Noi trebuie să învățăm poruncile acestea morale pe copiii noștri, că nu au voie să mintă azi și toată viața lor. Că nu au voie să fure azi și toată viața lor. Lucrurile acestea nu negociem cu ele. Și poruncile acestea le știm. Dar pe lângă poruncile acestea mai sunt și porunci negociabile, care se pot trata, cum spunem noi, cu trecerea anilor. Dacă eu acum spun copilului că nu ai voie la aragaz, nu ai voie să aprinzi tu focul, începând de la anumită vârstă, se poate schimba regula aceasta, nu?
Dacă astăzi nu-i voie, dacă astăzi la ora 9 trebuie să fii în pat. Nu pot la 18 ani să-i impun, la ora 9 trebuie să fii în pat. Sunt anumite reguli negociabile. Se schimbă cu trecerea anilor. Și Dumnezeu ne dă înțelepciune în direcția aceasta, dar în familie trebuie să existe aceste reguli. O familie este întemeiată pe lucrurile acestea, pe reguli, pe respect. Și Domnul să ne dea înțelepciune atunci când luăm reguli în casa noastră, când le luăm, să le luăm după cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru în disciplinare, observați, nu am început cu nuiaua, mulți încep cu nuiaua. Eu am observat din cuvântul lui Dumnezeu că sunt foarte multe lucruri care trebuie să le facem înainte de nuia. Nuia mai mult mai simplu pentru că atunci facem două lucruri odată. Îl pedepsim pentru rău făcut și ne ușurăm noi. Dar nu este o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru, știm că ei vor încălca regulile. Proverbi, capitolul 13 cu 1, ne spune lucrul acesta. Oricum vor încălca regulile și cele negociabile, negociabile, n-au o listă în mintea lor și spun, ale negociabile n-avem cum să le încălcăm. Se vor încălca regulile. Dar ceea ce este important este de fiecare dată să-i confruntăm cu lucrurile acestea și să-i corectăm în dragoste. Și Dumnezeu să ne dea puterea lucrul acesta. Să vreau că pasul acesta de multe ori lipsește. De multe ori lipsește. Din lipsa timpului, din lipsa unei atitudini de pace și de multe ori afruntăm problema într-un mod foarte sumar, într-un mod foarte rapid, așa știm noi să rezolvăm lucrurile. Fără să stăm de vorbă, fără să înțelegem care au fost cauzele, de ce s-a întâmplat lucrurile acelea. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață atunci când copilul încalcă o regulă, trebuie să-l confrunt cu lucrul acesta. Nu pot să spun că m-am săturat de câte ori am spus să nu mai deschidă frigiderul. De multe ori trebuie, mai ales în funcție de vârsta copilului, trebuie să lucrez cu dorința aceasta lui de a face exact invers de ceea ce îi spui. Și acolo trebuie răbdare. De 10 ori dacă deschide frigiderul, de 10 ori trebuie să-l închizi și trebuie să fii dârz în direcția aceasta. Și corectarea și disciplinarea trebuie să fie din ce în ce mai dârză în direcția aceasta, să înțeleagă că nu se poate juca cu regulile. Dar la un moment dat, Dumnezeu ne dă înțelepciune cu cei mai în vârstă, trebuie cu cei mai în vârstă, cu adolescenții, cu preadolescenții, cu tinerii, trebuie să ne comportăm într-un alt mod. Spuneam altă dată că pentru cei care râvnesc să conducă o biserică, mai ales dacă ai câțiva copii în casă, ai o biserică suficientă. Soția are un temperament, are un caracter, este într-un mod creată de Dumnezeu și trebuie să te comporți într-un anumit mod cu ea. Un copil nu este la fel cu... Deci nu găsești doi identici într-o familie. Cu fiecare trebuie să ai răbdare, o atitudine diferită, trebuie să aplici într-un mod corectarea, disciplinarea și Dumnezeu îți dă o biserică în casa ta. Și Dumnezeu îți dă și principii, îți dă și toate soluțiile și toate resursele la îndemână ca să poți trăi și să poți conduce și să poți conduce cu autoritatea care Dumnezeu ți-a dat-o. După confruntarea și corectarea și acestea din nou specific aici, fără mânie, al treilea lucru sunt consecințele. Noi trebuie de multe ori să lăsăm aceste consecințe să-și urmeze cursul lor. Nu sunt plăcute, dar este un principiu biblic. În Coloseni, capitolul 3, versetul 25, Apostolul Pavel spune așa, că cine umblă cu strâmbătate își va primi plată după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Este un principiu universal lăsat de Dumnezeu. Orice păcat din viața mea are o consecință, spuneam și dimineață. Dumnezeu iartă orice păcat, asta e clar. Dar sunt anumite consecințe care rămân în viața noastră. Sunt unele consecințe care Dumnezeu poate să le șteargă. Și așa cum se spunea, spunea poporul evreu, când a fost dus în robie, consecințele păcatului său au fost, de fapt, în exil, nu în robie. Ducerea lui în exil. Dar apoi Dumnezeu a spus, tot ceea ce ați pierdut acolo, vă voi da în zecit. Eu voi face ca pământurile voastre să rodească din nou. Și Dumnezeu a acoperit, am putea noi spune, sau a adus o anumită acoperire peste consecințele păcatului. Dar haideți să recunoaștem, sunt oameni care se întorc la Dumnezeu după 20-30 de ani de vicii, tutun, băutură. Și oamenii aceia recunosc singuri, spun așa, eu sunt un mântuit și un iertat al Domnului, dar am ciroză la ficat. Și știu că lucrul acesta este o consecință a trăirii mele păcătoase. Repet, sunt situații și asta este atitudinea lui Dumnezeu, în bunătatea Lui, când poate ierta tot și șterge tot și consecința, dar în general consecința rămâne. Și copiii trebuie să învețe lucrul acesta. Eu te confrunt cu problema aceasta, dar să știi că problema aceasta are o consecință. Noi trebuie să vorbim lucrul acesta copiilor. Spunea și de dimineață, de multe ori avem atitudinea aceasta că ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Am o problemă, un păcat, sunt eu cu Dumnezeu. Azi nu prea am chef să-L mărturisesc. De fapt, nu afectează pe nimeni. Ba da, afectează. Îți afectează viața ta, afectează familia ta, afectează comunitatea. Nu putem trata păcatul într-un mod așa de ușor. Și lucrul acesta pornește din casele noastre.
Avem răbdarea aceasta suficientă? Să vorbim copiii noștri, să-i sfătuim în direcția aceasta? Domnul să ne dea putere și înțelepciune. Sunt anumite consecințe naturale. Nu e nicio măsură în direcția aceasta. Dacă a fost neatent, i-ai spus copilului, fii atent, dacă mergi pe stradă, încearcă să mergi într-o parte, nu merge pe acolo pe unde sunt benți. Hai să dau un exemplu de copii mai mici. Și el exact în baltă se duce, se udă tot. El își dă seama, degeaba nu mai cer, deja se simte penibil, că-i ud tot. I-ai spus un lucru, poate din, ce știu eu, din nebăgare de seamă, din responsabilitate, imaturitate, exact acolo a clacat. El vede anumite consecințe și își dă seama. Dar sunt anumite consecințe atribuite. Anumite consecințe pe care le iei tu în direcția lui. Uite, neascultarea sau lucrul acesta, insistența aceasta în neascultare, în a nu a respecta regulile pe care le-am pus noi, au anumite consecințe. Și pentru o perioadă îți se ia telefonul. Sau pentru o perioadă, și aici trebuie să fim foarte atenți în măsurarea, în greutatea pedepsei. Și la fel mă rog ca Domnul să le dea înțelepciune. De fiecare dată trebuie să lăudăm și să răsplătim ascultarea. Trebuie să observăm pașii pe care îi fac copiii noștri spre ascultare și să lăudăm atitudinile acestea. Atunci când aplicăm pedeapsa finală, am spune noi, o pedeapsă mai aspră, că zici tu, nu mai este altă soluție, am încercat toate lucrurile și vreau să-l pedepsesc într-un mod ca să simtă că mă doare lucrul acesta. De multe ori, reacția va fi aceasta din partea copilului. Nu mă iubești. Dar să știți că reacția aceasta a copilului poate să fie manipulare sau o realitate. Și granița este foarte sensibilă, nu prea se observă. Dar trebuie să fim înțelepți în direcția aceea. Pentru că asta este tactica copilului. De fiecare dată când vrea să obțină ceva, insistă sau aruncă părintele, nu mă iubești. Și atunci inima părintele se moaie. Ca să-i arăt dragostea, îi dau lucrurile care îi plac lui sau care îi trebuie. Dumnezeu ne vrea să fim insistenți și coerenți în ceea ce facem. Și Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune. Dar poate fi și strigătul durerii a unui copil. Faptul că observă lipsa dragostei din viața lui. Eu cred că aici Dumnezeu ne dă înțelepciunea să fim atenți să facem diferența între manipulare și strigătul doritor după afecțiune și dragoste din partea unui copil. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este, da, o poruncă adresată copiilor. Dar ceea ce ne revine nouă ca părinți este să arătăm un model copiilor noștri, este să ne ținem promisiunile, este să ne preocupăm de viața lor, să arătăm afecțiune în viața lor, este să-i disciplinăm, să-i pedepsim în frica Domnului. Și Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Nu vreau să continui, cred că este suficient în direcția aceasta, este un subiect foarte amplu, fiecare dintre noi avem părerile, gândurile noastre, metodele noastre. Ceea ce vreau să subliniez în încheiere este că de prea multe ori aplicăm anumite principii pe care le-am moștenit la rândul nostru. Nu vi s-a întâmplat să vă treziți că aplicați un anumit principiu care l-ați moștenit de la părinții voștri și care vi l-ați promis când erați să le căsătoriți, vei spune, nu voi face niciodată așa cu copiii mei. Și te-ai trezit că exact lucrurile acelea le faci. Mie mi s-a întâmplat de multe ori. Prea avem în bagajul nostru de cunoștințe adăugate lucruri din tradiție, lucruri din folclor, lucruri din experiențele noastre și prea puține sunt lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Subliniez lucrul acesta pentru că ne apropiem sau se apropie de noi vremurile foarte grele, vremuri foarte dure pentru poporul lui Dumnezeu, pentru familie. Dacă nu te vei ancora în Scriptură, dacă nu te vei ancora în Cuvântul lui Dumnezeu, nu vom face față la provocările oamenilor. Deja suntem disprețuiți și ironizați. Vin din țară și acolo este o dispută pe tema schimbării unui articol din Constituție ce privește familia creștină. Și sunt 3 milioane de români care au semnat pentru modificarea Constituției în a specifica clar căsătoria trebuie să fie între un bărbat și o femeie. Și politicienii, oamenii înțelepți din România, cum îi numim noi, au spus că cei care au semnat lucrul acesta sunt niște proști și niște inculți. Dacă nu vei avea principii solide la bază pentru a justifica crezul tău, doctrina ta, ne vom pierde. Vom fi furați de învățătura lumii acesteia. La fel, sunt interesat în direcția aceasta a homosexualității. Dacă este o boală, pentru că dacă noi, și am auzit mulți creștini de-a noștri care spune o boală, se naște cu boala aceasta și Dumnezeu poate să o vindece. Dacă e o boală care te poți naște, Dumnezeu ar fi nedrept. Și trebuie să înțelegem de unde vin problemele acestea. Se confruntă tinerii noștri cu lucrurile acestea tot mai des, tot mai des. Noi rămânem impasibili. Rămânem de multe fără cuvinte în fața provocărilor lor. Eu cred că Dumnezeu
ne vrea să ne ridicăm în capul oaselor într-o vreme ca aceasta, ne vrea să ne adâncim în cuvântul Lui, vrea ca principiile pe care le avem să fie scripturale. Ce frumos atunci când aplici un lucru în viața copilului tău și el te va întreba, răzvrătit, dar de ce ai făcut lucrul acesta? Plin de dragoste să-i arăți, este voia și dorința lui Dumnezeu, care nu se schimba niciodată și rămâne aceeași. Dar dacă vei rămâne fără cuvinte și dacă nu vei ști ce să-i spui, Domnul să ne dea înțelepciune și bucurie și biruință în privința aceasta. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze familie din locul acesta și pe noi toți. Amin.